Andreea a menționat că și dumneavoastră aveați cunoștință de banii negri din campanii de PDL. Nu am nicio gândire, explicați. Dar știați că... Deschidem microfonul la multora camere, vă rugăm frumos. Sunt chemat ca Marto, mă prezint, vă asigur de toată disponibilitatea mea de a colabora cu prăpărorul de casă. Și de ce a zis doamna Udrea de dumneavoastră? Are ceva cu dumneavoastră? Numai doamna Udrea poate să mă răspunde, n-am cum să vorbesc. Dar erau finanțate campaniile așa de la, cu donații de la afaceriști care nu erau trecute în acte? Nu am informații de... Și domnul Popoș a povestit despre genci cumpărate de la... Prea mulți spun că... Și foștiniștri, Gabriel. Tot ce vă spune de bine. A fost audiat în calitate de martor. Mi s-a pus câteva întrebări legate de reprezentarea Partidului Democrat Liberal. Am răspuns cu onestitate la toate întrebările respective. Audierea a durat 29 de minute. Pe restul, ați putut vedea declarația doamnei Udrea și no, să vă explicați no, de ce no. Anume. Nici nu am solicitat și nici nu am... Deci nu mi s-a plătit, nici nu am solicitat nicio fel de declarație. Am răspuns doar la întrebările procurorului de casă. De ce s-a ajuns la nominalizarea dumneavoastră? Vicepreședinte PDL, vă ocupați de strângerea banilor pentru campanie? Eram secretarul general al Partidului Liberal Liberal. Bună ziua! Știți că nu iese... Așa se zice. V-am spus, ne-am manifestat toată disponibilitatea de a colabora pentru soluționarea cauzei. Tot ce m-am întrebat, am răspuns. Mai mult de atâta, nu pot să vă spun, suntem în faza de proces neplicit. Mulțumesc de frumos. De la DNA Oradea, dumneavoastră, aveți mare în acuzări și intervenit cu lângă persoane din Ministerul Dezvoltării. Are vreo legătură doamna Udrea? Nu, nu. Informația dumneavoastră este greșită. Nu, nu era vorba de Ministerul Dezvoltării. Puste? Dar asta sunt cam atât. Voi asistenții, luați mă și voi ala. Eu v-am spus de ce am fost chemat astăzi aici. Restul... Ajută-mă cumva! Eu știu că voi, nu. Suntem în faza unui proces nepublic. Duc să acolo, mai ia de mână un pic, că nu mai am nicio... E lângă ușa acolo. Mâna pe inimă, nu mai era loc. Rămâneați pe loc! Nu mai fugiți că vă împiedicați în cap. Bun, să aveți o zi frumoasă în continuare.